Aoleu, ce să mă fac, cum să le mai scot la cap? Mă vorbesc gurile rele, eu nu dau doi bani pe ele. Aoleu, ce să mă fac, cum să le mai scot la cap? Mă vorbesc gurile rele, eu nu dau doi bani pe ele. Nu, Doamne ferește, nu se pune problema să nu fie invitat. De altfel, el la spectacolele instituției nu trebuie să fie invitat. El este angajatul instituției și el se prezintă la spectacolele instituției ca orice alt angajat. E adevărat că este pionul nostru principal. Nu știu să-ți răspund la această întrebare, pentru că nu știu să-ți răspund. Nu am de la el, nu am primit niciun fel de justificare, nici eu și nici șeful de secție, șeful ierarhic superior, pentru că o instituție este organizată administrativ și nu am primit niciun fel de explicație de la el. Aștept să văd cu ce document poate justifica această lipsă de la evenimentul instituției. Vom vedea. Nu știu ce document poate fi, atâta din cât a avut eveniment în altă parte, cum este documentul acela, n-aș ști să-ți spun, pentru o oră, două sau nu știu să dau asemenea explicații și eu în calitate de manager nu pot să vorbesc, să-mi dau cu părerea decât pe documente justificative, pentru că instituția nu dau cu părerea vis-a-vis de lucrurile astea până nu am documentul în sine să văd cum justifică această lipsă de la evenimentul instituției. Eu nu consider că am o tensiune cu el. El este colegul meu pentru că este din totdeauna așa a fost, întotdeauna colegul meu și așa va rămâne pentru totdeauna, dar eu în poziția de manager, asta consider că este atitudinea pe care trebuie să o am. Îi faceți în ciudă șefei Niculina Stoican? Aș fi vrut să mă întrebe presa de ce n-am ajuns la spectacolul ăla. Dar nu m-au întrebat, nu m-a întrebat nimeni. Uite, n-am telefonul lângă mine să-ți arăt. La ora 12 eu eram pe patul de spital cu perfuziile în mână. Am anunțat impresara noastră că nu pot ajunge la spectacol pentru că nu mă simt bine. Am avut o cădere de calciu, e firesc, am avut foarte mult de muncă. Până la urma lui, cu o noapte înainte, venisem de la București, nu, de la un eveniment, ajunsesem pe la ora 2 acasă, nepoții mei, Alex și Cătălina, erau la noi, la Filiaș. Soția îmi zice, Alex are temperatură, ce facem, că nu e ok. A trebuit să mă duc la Craiova să iau niște, că la noi nu există în Filiaș farmacie non-stop, să iau niște pastile pentru temperatură. Am venit, m-a prins 4 dimineața, îl mic s-a trezit, a zis nu vreau la mame și la tati, părinții erau la Craiova, a trebuit să sun părinții să vină că nu se simțea bine sub nicio formă și mi s-a dus noaptea, uite așa, agitat. Am dormit puțin, m-am trezit, m-am simțit bine, până la urmă am zis, bă, trebuie să-mi fac niște vitamine, ceva să mă întăresc. În momentul ăla, a trebuit să merg neapărat să-mi fac vitaminele astea, perfuziile astea, să mă întăresc un pic. Nu ți s-a întâmplat să te simți rău și după 2-3 ore să fii pe picioare? Că n-ai încotro, nu ești de la... Și nu trebuia și să vă anunțați șefa. Am anunțat impresara. Nu știam că șefa este acolo, dar impresara automat a anunțat-o la 2 secunde după ce eu i-am transmis mesajul și am vorbit și telefonic cu ea. Deci nu-i fac niciodată în ciudă, nu-mi place să mă iau cu colegii, dar poate că alții văd lucrurile altfel. Și lucrurile astea, să știi că nu se spală în presă, se spală în familie acolo. Eu așa am învățat. V-au dat gradul? Încă nu. Că o să fie examenul, am înțeles. Ați fost lucrat? Da. Și am înțeles de ce. Eu nu sunt înrolat politic la niciun partid. Nu mi-a plăcut lucrul ăsta. În momentul când am fost propus să particip la concursul pentru manager al ansamblului folcloric Maria Tănase, i-am spus domnului primar Solomon la vremea respectivă
În momentul în care mă condiționați politic, în secunda 2 mi-a dat demisia. Nu vreau să fac politica niciunui partid. Eu dacă sunt ceea ce sunt, sunt datorită oamenilor. Ei m-au pus pe piedestal ăla, ori ei mă coboară. Nu vreau să fac în politica niciunui partid. Să nu vă imaginați că n-am și eu simpatizanți, ca orice om. Și fie că sunt de la un partid, de la altul. Le-am gândit la toți. Au fost situații în care acum i-am cântat unui primar care candida la PNL, la 20 de minute m-am dus dincolo și am cântat la unul care candida cine la PSD. Cine mai bine? La vremea aia, PSD-ul. PSD-ul plătea mai bine. Da. Și, deci, am înțeles situația, eu am înțeles-o și le-am spus niciodată să nu fiu forțat să mă înrolez politic. Nu vreau acest lucru. Și atunci am preferat să renunț. Și s-a ajuns în situația în care s-a ajuns. Lucrurile se vor rezolva în instant. Eu nu cred că sunt, da, eu nu cred că sunt tensiuni. El a avut un punct de vedere pe care eu îl respect. A acționat instituția în instanță și eu am spus și la momentul la care am fost contactată de presă și repet și acum. Eu, ca manager, aștept decizia instanței și abia după aceea putem să facem declarații de presă. Este un punct al lui de vedere pe care și îl susține așa pe calea justiției, pe cale legală până la urmă, așa a considerat, așa a făcut. Nu văd nimic, eu nu consider că am o tensiune cu el. El este colegul meu, pentru că este dintotdeauna așa a fost, întotdeauna colegul meu și așa va rămâne pentru totdeauna, dar eu în poziția de manager, asta consider că este atitudinea pe care trebuie să o am. Dincolo de toate lucrurile acestea, instituția este minunată cu evenimente extraordinare, cu un impact nemaipomenit, cu un mesaj de excepție, așa că sunt convinsă că veți fi lângă noi întotdeauna. Așteptăm decizia instanței. Eu de 18 ani nu am mai fost avansat pe ultima treaptă. Nu e vorba de bani, ci de a-mi recunoaște meritul. Fără lipsă de modestie, mă consider unul dintre cei mai buni artiști de muzică populară din țară. Alții nu sunt poate de valoarea mea, dar au fost promovați. Ar însemna să fiu un laș să-mi las colegii. Nici de pensionare nu vreau să aud, încă mai am multe de spus. Aș dori să stau pe scenă cât mai mult, cât mă ține sănătatea. Am cântări peste tot, ieri de exemplu am avut la Ciorogârla, apoi în Teleorman. În weekend am de asemenea evenimente foarte multe. Mulțumesc lui Dumnezeu, chiar nu pot răspunde la toate invitațiile. La un moment dat am simțit că trag foarte mult de mine și nu e bine. E vorba de oboseală. Și vârsta totuși mă apropii de 60 de ani. Alții la 30 de ani nu muncesc cât mine. Vorbesc oase peste noapte. Eu am să le dau la spate și am să merg cu capul sus.